Năică, vino domne la Năică. Astăzi avem de toate. Ia uite, plin de bucate. Avem slănină, cârnați, brânză. Ia uite, gogoșele, sărmăluțe, vin. Opa, nu, asta nu e pentru dumneavoastră. Stai că asta vin și eu, domnul Naie. Bună pune... ziua, dacă bună... nu vă supărați. Avem bună și pe ziua. Valentina. Da. Iată, și sirop, sirop de afine. Ceva pentru gât nu aveți? Ceva, un sirop de... Un sirop de ce? De zmeură. De... Bun, e bun. E bun de zmeură, da. Avem și de zmeură, avem și de mure, avem și cozonaci, dar avem și Naie, pită, fost, dumneavo- avem și... Avem de toate. Avem de toate. Da. Ca în celebrul cântec, avem ditate. Da. Ia. Nu, dragă, nu pot, deși mă tentează foarte tare, pentru că mai am niște treabă astăzi. În primul rând, treaba noastră ar fi, pentru început, așa să-i salutăm pe telespectatori. A, e clar asta. Bună ziua! Bine v-am regăsit! Cu domnul Naie aproape că nu se mai poate vorbi, dragii mei, astăzi, pentru de că... Ce? Păi, uite-te aici, așa, îți lasă gura apă, bă, pe românește. Domne, nu, deci ia. Nu mă mai tenta, nu mă mai tenta, că acum mă înfig în gogoșelele da, alea și în sărmăluțele astea. Îmi pare astea, rău că nu poate să ajungă și mirosul mine. La telespectatori. Păi da, încă să nu vadă, s-a... Să vadă cum, să simtă și ei cum miros gogoșelele. Încă astea, nu s-a inventat televizorul cu miros, cu dar miros, eu cred da. cât de curând se va inventa și asta, măcar pentru emisiuni ca acestea în care sunt prezentate produse tradițional românești, pentru că asta este prezent aici, o masă plină de produse tradițional românești. Da. Domnul Naie... Frumos! Trebuie să spunem de unde le avem aceste produse, pentru că oricât ne-ar plăcea nouă să credem că suntem buricul pământului, nu chiar suntem. Asta vreau să-și întreb, de unde avem noi aceste produse? Ei bine, ca să spun aceste lucruri, trebuie să le spun telespectatorilor că astăzi o să avem în emisiune o foarte frumoasă ilustrată românească cu un tablou de Bistrița Năsăud. Aceste produse vin de la Bistrița Năsăud, da. Și le-au adus invitații noștri de astăzi. Dacă nu puteau să vină cu mâna goală, au venit cu mâna plină. Frumoase obiceiuri la Bistrița, da, nu? Să mai vină, da. Spune-mi bine, invitații, deja te rog frumos. Deja frumos așezați la masa invitațiilor de onoare sunt doamna Domnica Dologa, iată acolo, la masă. Bine ați venit la noi, doamnă, și imediat vin lângă dumneavoastră să vorbim. Bine v-am găsit. Domnul Adrian Salvan, coregraf la Cununa Someșeană, pe care o să-i și vedem imediat. Sărut mâinile și... Bine v-am găsit! Mulțumim că ați venit pe la noi! Tânărul Silviu Avram! Bună ziua și bine v-am găsit! Mai este alături de noi doamna Mihaela Lucia Pol, meșter popular, care, iată, nu pierde timpul, deja lucrează, și ansamblul folcloric cu Cununa Someșeană din Bistrița Năsăud, iată-i! Junior, senior... Copii frumoși, da. Frumoși la trup, frumoși la suflet, și pentru că ei au venit pregătiți, m-am pregătit și eu pentru ei, nu e așa? Cu rețete. Cu rețete. Nu, asta e din partea lor, să rămână aici și noi mergem la bucătărie. Primit? Da, noi mergem la bucătărie. Vai, uite, înainte trecem. Nu fierbe chiar mălaiul, pentru că am pus puțin mălai Doamne înainte. Facem o mămăligă frumoasă, mămăligă pe care o vom servi lângă felul nostru principal. Nu mă mai fierbe atâta, deși aș sta aici deasupra acestui abur să fac un tratament cosmetic. Cum o da, fi cu așa ați dori dumneavoastră. Da, și să vă puneți și o pătură pe cap, da. Așa să nu vă bată soarele. Deocamdată nu e cazul, ci că mai sunt drăguță. Încă nu-mi pune pătură. Iată să stai liniștită. Iată să prezentăm ingredientele. Da. M-am gândit să fac ia o flachie. Ia făcălețul, că mi-e frică de tine când te văd așa, dragă, cu făcălețul în mână. De ești ce? Agresiv, domnul Naie. Nu vreau să te văd așa. Nu, dar prezint încredere când am un făcăleț în mână. M-am gândit să fac o plachie de pește și vom folosi astăzi macrou. Pește macrou. Da. Da. Peștele de altfel conține fosfor foarte mult, da. Și când vom mânca fosfor, vom lumina în nopțile întunecoase. Deci putem să circulăm noaptea prin București ăsta prost luminat dacă mâncăm macrou. Exact, macrou. Avem nevoie, iată, de pește macrou, de roșii decojite, puțin usturoi, boia, sare, piper, foi de dafin. Și cu ața ce faceți aici? Cu ața vom tăia mămăliga atunci când va fi gata. De altfel trebuie să le mulțumesc partenerilor noștri care ne procură ingredientele pe care noi le folosim pentru preparatele noastre, firma de catering Business Class. Le mulțumim foarte mult. Am înțeles. Ața e de la noi, da? E ața de la Petruța. Nu, ața este, am adus-o eu de acasă, iar la desert
Stai, nu pleca, da. Pentru că m-am gândit astăzi la desert să te duc cu barca. Da, du-te, măi, de aici! Da, vom face niște bărcuțe. Ce vrei, să insinuezi? Vezi că te văd copiii de la Cununa Someșană. Da, ce dragă, ce vrei cu bărcuța? Ce vrei, adică bărcuțe, cum cu bărcuța? Niște bărcuțe frumoase, așa, o să vezi, o să fac ca o bărcuță, așa, pun rahat așa și facem bărcuțe. Bărcuțe, da. Rahat, perfect. Da. Ce vrei, pe Someș mergem. Da, pe Someș. Pe Someș, da, pe Someș, nu știu dacă în Amonte sau în, cum da. Se zice? Avale. Nu Avale, Avale e da. La Vale e la mine, la Vali. Ia, la Vale la masă, ia. Da. Du-te așa, în Amonte la masă. Dragul meu, Năică, da. Te las. Da, lasă. Cu greu mă desprind de acest tablou primăvăratic. Mulțumesc care mi-ești. Mă duc frumos. Să văd un splendid tablou de Bistrița Năsăud. Normal. Și să discut cu oameni pe care nu i-am chemat întâmplător aici. Păi ce, i-am chemat pentru că înseamnă ceva pentru folclorul din Bistrița. Și le zic încă o dată, bine ați venit pe la noi, oameni buni. Bine v-am găsit. Ne bucurăm nespus de mult că suntem împreună. Îmi doream de mult acest lucru și iată că mi s-a îndeplinit dorința. Pentru că ați luat microfonul, chiar cu dumneavoastră am să vorbesc, doamna Domnica, pentru că am citit un interviu pe care dumneavoastră l-ați acordat unui ziar din Bistrița și spuneați acolo ceva care m-a impresionat foarte tare. Ați spus că știți că nu sunteți foarte populară și că nici nu țineți neapărat să fiți. Mi s-a părut un, nu știu, un adevăr pe care dumneavoastră vi l-a sumat, deși nu sunt complet de acord cu el, pentru că specialiștii, oamenii care iubesc folclorul adevărat, vă cunosc foarte bine și vă apreciază foarte mult munca. Însă dumneavoastră spuneți că nu vreți neapărat să fiți comercială și să faceți lucruri facile. Asta înseamnă ce, doamna Domnica, pentru cineva ca mine și pentru cineva care ne urmărește? Că dumneavoastră țineți foarte mult la filonul autentic, da, al cântecului popular. Este iubirea de glie. Este iubirea de ceea ce avem noi de preț acolo în zona noastră. Și nu țin neapărat să fiu o vedetă. Eu țin ca după mine să rămână lucruri de mare valoare. Prin ceea ce fac eu, să nu se piardă lucrurile noastre de valoare a românilor din zona Năsăudului. Dar este greu, pentru că mi se pare un lux să-ți permiți. Lux, să, este un să... sacrificiu. Nu trăiesc în lux. Tocmai din această cauză, că nu vreau să fiu o vedetă și nu vreau să fac compromisuri, nu este chiar ușor, să știți. Este destul de greu și faci multe, multe sacrificii și scalci mult peste mândrie și multe alte lucruri la care trebuie să renunți, dar satisfacția vine după aceea. Când ești recunoscut ca și o luptătoare, ca și o valoare, sigur că mă încântă acest lucru când mi se spune. Și valoarea dumneavoastră a fost recunoscută cu niște premii importante, pentru că ați luat un premiu în 1995, ați câștigat un concurs organizat de Radio Difuziunea Română, Topul Tinerilor Interpreți, iar în 98 ați mai câștigat un premiu la important, da, Crizantema de Aur de la Festivalul de Romanțe de la Târgoviște. Foarte frumos. Mulțumesc. Aplauzele și aprecierile noastre. Acestea sunt printre alte premii, dar aceste două premii sunt cele mai importante din viața mea, iar astăzi eu nu sunt întâmplător aici, eu acum vă dezvălui de ce sunt aici. Eu sunt aici invitată de către o personalitate a județului nostru, de către Doris Moldovan, care a înființat o fundație, Fundația Doris, cu scop umanitar. Face lucruri extraordinar de frumoase pentru oameni și de curând ea s-a gândit să fiu premiată și eu la o acțiune foarte importantă care este a fost la cea de-a 8-a ediție. Este vorba despre Femeia Europeană. O gală foarte frumoasă pe care Doris o organizează de ceva vreme și de 8 ani, da? De care și noi știm aici la București, pentru că este un eveniment în care ea s-a implicat foarte tare și o felicităm cu ocazia asta. Da, așa este, pentru noi este o mândrie, iar cu atât mai mult pentru mine este o mândrie și mai mare, pentru că am fost aleasă printre alte personalități, dintre alte personalități ale județului, femei, să fiu și eu de data aceasta premiată. Țin
minte că la prima ediție a fost premiată Matilda Pascal cu Jocărița, după aceea Cornelia Ardelean, Lenuța Purșa și iată că mi-a venit și mie rândul din această sferă a folclorului și a tradițiilor. Este foarte frumos. Doamna Domnica, o să revenim la discuțiile acestea cu dumneavoastră și de altfel la discuțiile cu toți invitații noștri de aici și abia aștept să-l aud și pe Silviu, să vedem ce vrea să ne spună tânărul solist deocamdată. Mă duc la tânărul Năică să văd dacă s-a apucat de treabă. E, nu o să stau doar. Păi n-o da? Să stau. Ia să vedem. Ce face? Uite, m-am apucat de treabă. În primul și în primul rând am tăiat peștele nostru, bucăți. Se taie, bineînțeles, după cum ați văzut, peștele nostru a fost curățat înainte, a fost eliminată coada și capul, au fost eliminate pentru că nu le lăsăm în plachia noastră și da. Nu facem cu cap și coadă. Așa, am tăiat usturoiul, l-am curățat, l-am tăiat și primul lucru pe care îl facem, amestecăm usturoiul, iată, în roșiile noastre decojite aici, amestecăm ușor. Aceste roșii decojite cu usturoiul vor fi turnate, va fi turnat peste această compoziție, peste peștele nostru. Bineînțeles, nu vom lăsa compoziția doar ea, ci vom folosi și puțin suc de roșii, ca să facem compoziția un pic mai lichidă. Să nu punem apă, să punem suc de roșii. Am adăugat sare, piper și puțină boia de ardei peste peștele nostru. Ai pus și un pic de ulei ceva? Nu, deocamdată n-am pus ulei. Nu e nevoie. Vedem la urmă de tot, ne uităm, vedem exact. Încercăm să punem pe cât posibil, uite, roșiile noastre. Nu trebuie spasate foarte mult, pentru că dacă le pasăm după aceea, ele își pierd din proprietăți. Și iată, acum adăugăm și niște suc de roșii. Foarte uite, bine facem, uite, domnul Naie. Și după asta ar trebui să punem la cuptor imediat? Nu, mai lăsăm puțin, punem și puține foi de dafini. Am înțeles. Naie, știi cine e mare specialistă în plachie, nu? Nu, cine? Doamna Stella Popescu. Da, o salutăm, sigur chiar că da. Chiar ar trebui să o chemăm într-o emisiune. Cu siguranță o să avem vreodată în emisiune. Dar specialistă în folclor minunat de Bistrița. Știi cine este astăzi la noi în platou? Cine este? Doamna Domnica Dologa, pe care o și invităm să ne cânte ceva.
gata. Uite, sunt gata cu felul de mâncare. Sunt gata să mă îndrept către cuptorul de la bunica, să mă uit cu atenție la cuptor, să văd dacă este pregătit. A, este cald, să știi. Și introduc peștele nostru, plachia noastră de pește, aici în cuptor. Și așteptăm să se facă. Între timp mă duc la mămăliguță să mai amestec un pic și să fac și mămăliguța să fie caldă. Năică, te las, mă duc aici, nici nu mă duc prea departe. Am venit la doamna Mihaela Lucia Pol, care lucrează aici. Doamna Mihaela, cum merge treaba? Musai, trebuie să meargă, că mai am de cădat un clop, că i-am uvin paștile și fișorii la noi se îmbracă în costumul național. Da? Ăsta, clopul ăsta, trebuie să mai fac unul de ăsta, mai fac Bertița. Aha. Ăsta e clop care se poartă de la Valea Someșului în sus, de la St. George, la da. Maieru, la Șanț, comuna Șanț. Pana cu păun se poartă pe Valea Sălăuță, dar dansatorii noștri o poartă pentru că e fala portului năsăudean, după cum știți, dar astea sunt fenile care se poartă pe Valea Someșului Superior, pentru că noi venim de acolo, de unde izvorăște Someșul, din Munții Rodnei. Eu una lucrez la Administrația Parcului Național Munții Rodnei, iar în timpul liber sunt meșter popular. Foarte bine face. Spuneți-mi, lucrați mult, să zicem, la un asemenea brâu? Auziți, la noi se zice de când se începe până când se gata. Da. Să lucrează între 2-3 săptămâni, depinde cât de rapid îți mare mâna. Și au căutare în sensul că le lucrați doar pentru, eu știu, ansambluri profesioniste sau pentru... cine le mai cumpără? Păi mai nou le cumpără domnișoarele și le pun la diferite rochițe, le mai asortează la câte o ie, dar în general le poartă dansatorii, fișorii, când da. Se îmbracă de sărbătorile de Paști, de Florii, de Sâmcetru, când înainte și eu la joc în sat, dar mă merg la biserică, și ansamblurile. Dar sunt copiii care le poartă și au început lumea încetuc să scoată din lăzile de zestre hainile veci, hainile valoroase. Din alea mă inspir și eu când fac costumele care le vedeți aici în spate. Sunt multe modele luate de pe costumile veci. Există un model specific pentru zona Bistriței? Nu știu, în afară de... Păi zona Bistriței e foarte largă, pentru că noi avem parte de câmpie, parte de munte. De exemplu, pe Valea Someșului, Valea da. Sălăuță, fiind influență săsască, s-au purtat mult florile, cămeșele înflorate. În partea de jos, pe partea de câmpie, sunt costumele mai domole, mai cu negru, mai cu galben. De exemplu, ceptarul ăsta care l-am pe mine, e ceptar făcut la Rotna. Da, de e unde sunteți și oaie. Dumneavoastră? Da, da, eu normal din loc din Salva, dar m-am căsătorit și lucrând la Regia Națională a Pădurilor, Administrația Parcului Național Munții Rodnei, m-am mutat la Rodna. Am și înțeles. Atunci m-am înfiat cum pot zice zona și e frumos, să știți că e foarte frumos, avem o țară superbă. Ar trebui să vină, să vedeți, să veniți să vedeți acolo ce e, că noi aducem câte un pic din fiecare de acolo de la noi din zonă, dar trebuie să veniți să vedeți, că asta e... Mai sunt manifestări din acestea, sunt târguri populare, unde oamenii pot vedea minunățile pe care dumneavoastră lucrați? Sunt multe târguri care... În afară de expozițiile din Bistrița. Sunt multe târguri care se țin aici la noastră în București, Muzeul Țăranului Român, Muzeul Satului, Romexpo. Acum de Mărțișor în martie a fost un târg ceva la Bistrița? De Mărțișor a fost ceva pe pietonal. Acum când o să fie târgul sașilor la Bistrița pe sfârșitul lunii martie. Avem și noi pe partea asta de Bistrița, dar majoritatea produselor vin spre capitală, spre București. Și merg și în colecții, pentru că citeam că un creator de modă român a dus la New York costume inspirate din costumul popular din Bistrița Năsăud și a făcut cu mare succes lucrul acesta. Da, pentru că costumele noastre sunt frumoase. Îmi place să zic că sunt cele mai frumoase, că sunt foarte colorate. Și lumea, tuturor le place să le poarte și le asortează. Alții poartă o pânzătură, alții din pânzătură își fac o traistă și o poartă, cum am și eu aici. Da. Ciprian, operatorul nostru, și-a găsit miresuca. Văd că... Sper să nu se supere soția. Cred și eu la ce faină e îmbrăcată. Cred și eu că ți-a făcut cu ochiul. Da. E făcută după miniatură, după fetele noastre, că vedeți cât e frumos acolo. Da. Și copiii că... de la Cunună sunt minunați. Copiii sunt din Rodna, din Șanț, din Maieru. Majoritatea sunt din Maieru. Domnul Adi Sălvan se ocupă de ei, un om deosebit, are o răbdare să-i dea Dumnezeu sănătate, pentru că dumnealui nu are numai atâția copii cu câți au venit, are foarte mulți și are o răbdare. Cred că are peste
peste 100 și ăștia sunt câțiva dintre ei, o să aflăm mai multe o să vă spună dumnealui. Vreau să vă felicit pentru Truda și Migala pe care văd că o depuneți ca să realizați minunățiile acestea și nu pot decât să fiu în admirația dumneavoastră. Mulțumesc. Și a tuturor celor ca dumneavoastră care fac asemenea minunății. Și să știți că tot satul și toată comuna pe Valea Someșului are un meșter popular, nu numai într-o anumită zonă. De exemplu, la Rodna Sieu sunt meșterii care fac cojoșile. Ăsta e un cojoc făcut la Rodna, nu-i făcut cojoc, ăsta nu-i făcut de mine, sunt meșterii care fac cojoșe. La Maieru sunt oamenii și la Rodna care lucrează lemn. Deci toată comuna are un meșter, numai că oamenii nu au posibilitatea să, femeile în special, lucră o cămeșă, două, nu au posibilitatea să iasă, să le vadă lumea. Pentru că îi rudă, îi investiție, îi mai greu un pic, dar să știți că la noi femeile sunt harnișe și lucră. Ce bine că existați, ce bine că existați și că păstrați tradițiile acestea minunate. Mi-a făcut mare plăcere să vorbesc cu dumneavoastră, mă duc la masă, pentru că sper din tot sufletul să aflu și de la domnul Adrian Salvan câteva lucruri despre ansamblu. Vă rog să puneți mâna, trebuie să vă dau indicații. Puneți mâna pe microfon și să-mi povestiți despre ansamblu, pentru că înțeleg că nu sunt doar aceștia membri ansamblului, sunt în jur de 100 de membri, sunt 3 generații. 120. Da. Pentru început, mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim că v-ați deplasat cu așa un efectiv mare de oameni. Venim de 10 ore de pe Valea Someșului, acest minunat ansamblu cu una someșană și cu una someșană junior. Da, i-am văzut. Micuții. Ce drăgălași sunt ei acolo, niște ghiocei de primăvară. Și vrem să vă prezentăm o suită de jocuri de pe Valea Someșului, din Câmpia Transilvaniei și un moment coregrafic din Bistrița Năsăud. O să vedem acest moment coregrafic, însă deocamdată, că eu am impresia că va fi greu cu dumneavoastră de vorbit. Sunteți genul care tace și face, dar eu trebuie să vă trag de limbă și să aflu de când vă ocupați de ansamblu. De acest ansamblu mă ocup de 3 ani. Din 2012, înțeleg, s-a produs așa un reviriment, ansamblu a fost într-o pauză, da, oarecum. A avut o perioadă de stagnare, cam de prin anii 2013 i-am luat eu. Am înțeles. Am avut diferite... Dar cum ați făcut să-i aduceți și unde repetați? Pentru mine e un detaliu pe care... Păi avem casă de cultură acolo, avem așa condiții asigurate de domnul primar, care pe această cale îi mulțumesc pentru transportul care ne l-a asigurat și... Păi să-l salutăm pe om cum se cuvine, cum se numește? Domnul primar Dumitru Vasile. Aia e! Că dacă omul dă o mână de ajutor, măcar atâta să facem, să-l salutăm. Consiliului local, consilierilor. Doamna Domnica Dologa a pomenit-o și pe doamna Doris Moldovan. La invitația dumnea ei am venit noi. Ne-am care deplasat. Este un promotor al folclorului, da, în zonă, da, de ce da, să da, nu da. Spunem. O doamnă extraordinară. Deci mână de la mână s-au strâns oamenii, s-au gândit că este bine să mai vedem și pe la București cum stau lucrurile la Bistrița Năsăud și iată că stau atât de frumos și atât de bine. Numărăm în jur de 120 de membri în ansamblu. Avem 3 generații, soliști vocali, soliști instrumentiști. N-am venit decât cu o parte. Cât au încăput în autocar. Cam cu jumate suita. Înțeleg. Deocamdată, domnul Adrian, să vedem un prim moment coregrafic. Da. Și ați spus dumneavoastră că o să-i vedem chiar pe cei mai mici. Juniorii interpretează acum o suită de jocuri de pe Valea Someșului, păi din zona noastră. Păi să-i vedem în Caia Armama, cu una someșeană, ei mai mici dintre cei juniorii. Mici. Juniorii.
cu Nuna Someșeană. Coreograf domnul Adrian Salvan. Minunat moment. Le mulțumim copiilor, să vă retrageți, să mergeți acolo în căsuța noastră românească cu care voi o să vă asortați foarte bine cu acel pridvor. Eu rămân la masa de bucătărie cu domnul Nae. Ce bine vă asortați, domnul Nae, cu... Da, vă rog. Cu ce să zic? Cu ce? Mămăliga e gata. Las-o aici, las-o aici, mămăliga. Mămăliga este pregătită da. Pentru felul nostru principal, pentru da, peștele care se află la cuptor. Dar eu sunt deja pregătit, acum m-am apucat de treabă, nu puteam să te aștept pe tine, cu ingredientele și cu felul nostru secundar, cum s-ar spune. Așadar, desertul nostru, bărcuțele noastre cu rahat. Am întins foaia. Dacă așa uitați, zici tu. Da, ce să fac? Am întins foaia. Ia uitați-o, am pus și puțină făină. Este aluat de foietaj da. Pe care eu l-am ales pentru astăzi. Rahat, care trebuie tăiat cubulețe, cât mai mărunțel. Puțin zahăr pe care eu l-am adăugat cu apă pe foc și l-am dizolvat și am făcut ca un fel de sirop. Este aici și puțin zahăr pudră pentru final. Ai gustat, nu? E bun, e bun. Ce vom face? Vom împărți ochiometric. Gospodinele noastre știu aluatul nostru și iată, vom face pătrățele. Ia uitați, un astfel de pătrățel pe care îl dăm înainte cu puțin sirop cu zahăr și apă, iată-l, așa, adăugăm puțin rahat, uite, aici, uh-huh. îl punem pe cât se poate pe toată bucata noastră de aluat, după care pur și simplu facem aluatul în colț. Ia uitați. Ia uitați aici. Mai vaporaș așa, bărcuța ta e mai vaporaș. Păi vaporaș de primăvară, folosim și pensula da. Și ia uite. Hai de mine, uite, domnul Nae. Ia poftim, uite. Hai că sunt curioasă, vreau să-l văd și pe ăsta când iese și imediat plec. Să văd ce îți iese, ce submarin face aici. Nu fac submarin, ci ia uitați aici. Excepțional. Ia uitați aici, hai măi, că noi glumim. Doamnă. Ia uitați, Ia uite ce frumos aici. Punem și din ăsta verde. Măi, ca Naie... să facem combinație de culori. Băi, Naică, ce da. Să mai... Gata, de primăvară. E cu verde de primăvară. Gata, e bagă cu verde, la tavă. Da. Ia uite. Excepțional. Și-am uitat să spun, să știi că înainte să introducem la cuptor, mai dăm și cu puțin sirop și deasupra. Vai de da. Mine, dulceață ce ești, da, numai de da. Sirop. Mă duc la masă, domnul Nae. Te rog frumos. Vreau să... Păi și știi ceva? Voiam să spun ție, dar mă duc la masă să vorbesc la mai masă, că... vin acum și cu peștele, mai e puțin și scoatem și peștele bine. Din cuptor. Bine, dragii mei, aici avem un tânăr, un june. Ia să stăm noi de vorbă cu Silviu și să-i zicem încă o dată bine ai venit pe la noi, Silviu. Bine v-am găsit, mă bucur foarte mult că sunt alături de dumneavoastră și mulțumim bunului Dumnezeu pentru această vreme frumoasă. Chiar Doamne, dacă bate puțin vânt, este soare și este frumos. Ca un om mare a vorbit, haideți să-l aplaudăm pe domnul Silviu, că mă mulțumesc. Gândeam să vezi ce greu vorbesc cu tânărul. Da, Silviu, ia spune-am, de câtă vreme cânti? De vreo 4 ani. La școală am început cu un cerc de folclor, după care am mers la Școala Populară de Arte din St. George Bay. Am făcut 3 ani și am venit la ansamblu folcloric cu Nuna Someșeană. Foarte frumos. Tu ești din St. George? Nu, din Maieru. Am înțeles, dar acolo este o clasă, da. Înțeleg, de canto popular. Te gândești la lucrul acesta ca la un lucru pe care, nu știu, să-l faci ca și hobby, să zic, sau este un lucru foarte serios din care te gândești să și câștigi niște bani? Eu zic că un lucru serios. Și oricum se vor decide nu într-un fel lucrurile așa. Da, îmi place foarte mult Dumnezeu. Ceea ce fac și sper să continui. Am înțeles. Ce clasă ești? A 8-a. A, ai un examen anul da. Ăsta, nu? Da. Cum e cu școala? Bine. E bine? Da. Te înțeleg profesorii atunci când da, ai un eveniment, când un spectacol? Mă înțeleg. Da? Da. Păi haide să le dăm ocazia telespectatorilor să te aprecieze și să cu te mare, asculte. Mare drag. Tu o să te pregătești de cântat și eu mă mai duc la domnul Nae. O să vezi în viață că dacă nu e cu mâncarea bună, bine făcută, e nenorocire. Domnul Nae. Da, vă rog. Cum stăm cu bărcuțele? Stăm foarte bine. Bărcuțele sunt gata să fie lansate la apă. Bun. Asta este cel mai important. Ne ducem cu ele în portul nostru. Da. În portul nostru care are și un cuptor. Doamne, ce poet e acest Nae Alexandru. E, măi, să poate așa ceva. Păi cum am ca
învățat și eu de la, am învățat și eu de la înaintașii mei. Atențiune, atențiune, națiune. 1, 2, 3, opa. Peștele iese din cuptor. Ia uitați-vă. Vai de mine! Măi, tu te-ai gândit? Ia uitați-vă. Ia uitați-vă, dragi telespectatori. Este extraordinar. V-am spus și iar acum introducem bărcuțele noastre. N-ai la apă. Gata. Vânt în pupă. Măi, Naie, eu acum văd că-i treabă cu Dichis. Deci da. Ai avut peștele care e peștele, tot în apă, da. Bărcuțele tot la apă se le... Deci, Valentina da. E fată deșteaptă. La Custră, deci a fost o emisiune. Acum am înțeles, măi, ia, Naie. Zi poezia la Custră. Da, nu, mai lasă, că e lungă și nu da, mai țin minte dreptate, pe toată. Cu da, pe eu zic strofe, că da. Mai bine să-l ascultăm pe Silviu Avram. Tu ce da, zici? Îl ascultăm și până cântă el... Pun peștele în farfurie și merg cu el la invitații noștri. Doamne, perfect ne-am sincronizat. Silviu Avram! Asta e! Colegilor tăi de la ansamblu cu Nuna Someșana. Hai să mergem la masă, că au cântat, ne-au vorbit despre zona lor frumoasă de unde vin invitații noștri de astăzi, dar uitați, eu v-am adus și pâine, poate nu vă place mămăliga. Am făcut puțină mămăligă, vă pun și puțină pâine, v-am adus și peștele, l-am pus în farfurie aici și n-am ce să... Uitați, am adus și sfoara. Uitați, sfoara este pregătită, este la mine. Dragi telespectatori, dragi invitați, am învățat și eu de când sunt aici că sfoara trebuie pusă pe sub mămăligă și trebuie trasă așa. Am sau n-am dreptate? Păi cum, Naica? Perfectă dreptatea. Ia uitați aici. Ia uitați aici, vă rog foarte mult să vă serviți cu o bucățică de mămăligă și cu puțin pește. Vă rog foarte mult, nu mai stați, nu mai stați, nu vă mai uitați. Să știți că miroase extraordinar de bine. Sunt convins este de ceva, acesta. Nu știu dacă noi la Bistrița știm să facem da, așa ceva. Da, mă gândesc că nici nu știți să faceți o plachie. Dar, da. O să merg și eu să fac așa ceva. Da. Sunteți o drăguță, doamna Domnica. Vă dăm și păi acasă da, la pachet, stați liniștită. La noi este doar păstrăv. Ia, gustați. Noi mâncăm mai mult păstrăv. Gustați, că vreau să văd dacă i-ați pregătit atât de frumos pe copiii ăștia. Trebuie să mâncați și dumneavoastră ca să aveți energie. Ce să le spuneți, să le arătați acolo cum trebuie să fie cu pasul, mai la dreapta, mai la stânga. Cum e? Foarte bună. Foarte bună, nu? Mhm. Plachia de pește este un preparat extrem de gustos și ușor de pregătit. Se pot folosi mai multe tipuri de pește, însă Naie a ales pentru această variantă macroul.
Ingredientele de care aveți nevoie sunt 2-3 bucăți de macrou, 2 cutii roșii de cojite, 5-6 căței usturoi, 3-4 foi de dafin, boia dulce, sare, piper, pătrunjel verde. Și ca să fim tradiționali până la capăt, lângă acest fel se recomandă o mămăligă fierbinte. Să aveți poftă! Domnul Adrian, să vă fie de bine, doamna Domnica de asemenea și ție, Silviu. Vă rog la microfon ca să vă audă toată lumea. Mulțumim. Nu știți ce ați pierdut. Lăsați că pot învăța. Foarte, foarte bun. Minunat a fost să pregătească peștișor, la fel cum l-a pregătit domnul Nae, intrând pe site-ul emisiunii. Nu prea ați prea țin eu cu mămăliga. Dar am mers și cu mămăligă și cu pâine, combinat. Dar dumneavoastră cu ce sunteți prieteni? Adică ce vă place din ce pregătește soția acasă? Pentru că ați venit cu o grămadă de bunătăți și bănuiesc cam așa se gătește și la dumneavoastră acasă. Păi avem tradiționale de ale noastre. Cum ar fi? Sarmalele. Așa. Cârnați, cartabuși. Așa. Mâncare sănătoasă. Peștele mai în sud. Mai... Noi acolo în nord cu cârnațuri, cu... caș. Mai mult carne de porc și de vită. Da. Puiul dar mai pe puțin. Perioada postului sunt anumite restricții pe care unii și mulți dintre oameni le țin, în sensul că se mănâncă categoric, de post totuși categoric. În perioada aceasta. Nu, sunt persoane Domnica? Care mănâncă tot postul doar de post și mănâncă pește doar atunci când este dezlegare la pește. Înțeleg. Eu vă admiram un pic mai devreme costumul și pieptarul ăsta minunat și mi-ați spus chiar că în perioada de post oamenii se îmbracă un pic mai... Da, este tradiția în zona noastră ca în postul Sfântului Paște să, mai ales femeile, poartă doar năfrâmi negre, se îmbracă în negru și... Eu astăzi am venit îmbrăcată în culori mai temperate. De obicei mă îmbrac în culori mai vii, cu mult roșu, verde, albastru, dar pentru că ne aflăm în postul Sfintelor Paște, m-am gândit să vin și eu îmbrăcat așa cum se cade, să nu sfidez bunul simț și tradiția noastră de acolo, din zona Năsăudului. Mă bucur foarte mult că ați venit astăzi în emisiunea noastră, doamna Domnica, pentru că în felul acesta am aflat mai multe despre un artist. Și eu mă bucur. Să știți că îmi doream de mult timp, mă repet acum, îmi doream de mult timp să ajung aici. Eu vă admir de mult timp. Mulțumim tare mult. Îmi place ceea ce faceți aici. Și îi mulțumesc doamnei Doris că a avut grijă de mine și a făcut în așa fel ca eu să fiu aici la dumneavoastră. Și noi vă mulțumim că ați venit astăzi. Dragul meu Silviu, ție ce-ți place cel mai mult să mănânci din ce pregătește mama ta, să zicem? Sarmale. Așa. Găluște, să spun la noi. Găluștele, da. Mămăligă. Da. Și ciorbă. Și dintre dulciuri, ce preferi? Da. Ce prăjituri? Prăjituri tradiționale. Uite, de pildă ce avem noi aici, chiar voiam să vă întreb domnul Andrei sau pe dumneavoastră, doamna Domnica, domnul Adrian, cine a făcut minunățile astea, bunătățile astea? Eu nu le-am adus eu. Cineva, o mămică de la ansamblu, da, probabil, da, da. A trimis pentru noi, îi mulțumim și le mulțumim mămicilor. Și dacă tot am zis de ansamblu, mămicile nu se pregătesc la emisiune așa când vin doar cu prăjituri, îi pregătesc și pe copii îmbracă frumos, da, îi ferchezuiesc. Pe această cale vreau să le mulțumesc mamelor care au venit cu aceste minunate preparate tradiționale, da. Mamele copilor din cununa Someșană Junior. Aha. Da, da, da. Ăștia lanții mai mari, nu au da, așa mare. Da, noi pe cei mai mari de... o să-i vedem acum, că a sosit momentul să-i vedem dansând. Da, cosuită de jocuri din Câmpia Transilvaniei. Păi să nu mai lungim vorba, că vorba lungă e sărăcia omului și să-i vedem pe cei de la cununa Someșană. Sigur că da, ia veniți flăcăi și fete frumoase aici.
Cade, cu Nuna Someșeană, un ansamblu frumos. Și dacă ar fi de mulțumit, să-i mulțumim și domnului Adrian Salvan, cel care s-a ocupat de coreografia acestui moment. Nae, ce faci acolo, mă? Fac coreografie cu păpușa. Păi ai treabă, măi. Păi da, să fac și o coreografie, cum a făcut domnul cu acești tineri minunați, să fac și o coreografie cu păpușa. Dacă ar fi așa simplu, ar face toată lumea. Treci la cuptorul bunicii. Da, coreografie numai cu păpușile. Da, nu, o să trec la cuptorul bunicii, pentru că eu prevăd că sunt gata bărcuțele noastre. Așa. Sunt gata să le scoatem din apă. Da. Să le aducem din nou în portul nostru. Hopa, ne uităm. Măi, ia, da, uitați aici, arată. Stimați telespectatori. Am zis noi că hârcă, că mârcă, spre amarcă, nu știu păi ce bine arată. Asta este skepsisul, să știi. Trebuie să tăiate mai mare, așa lăsate, pentru că aluatul de măi, fluetor... Măi, să notez undeva, știi, pentru posteritate, să știe toată lumea rețetele astea. Exact, și nu va fi așa oricum, ci pentru că am adus și, ia uite, zahăr pudră. Da. Ia uite, o să punem în farfurie și o să punem puțin zahăr pudră deasupra. Ce vrei cu păpușa asta? O cheamă Raluca pe păpușă și a zis că vrea și ea o bărcuță. Raluca o cheamă, da. Bine, Raluca, stai liniștită, îți opresc o bărcuță, cea mai mare bărcuță, ia ta. Uite, ai văzut, gata, am vorbit cu ea și gata, totul e în regulă. Băi, deci e o păpușă care... Vorbește, da, vorbește, ea vorbește aici și noi auzim în cască. Da. Magic moments. Da, sigur că da, numai la tradiții de la bunica. Normal, pe care numai noi le înțelegem. Haide, zic cu prăjiturile. Păi ce să zic cu prăjiturile? Da, sau nu ne dați? Păi ce să zic, lasă-mă acum puțin să le pun aici, să pun zahăr, să răcească. Nu, dar du-te. Nu-mi place cum te-ai purtat cu Raluca. O iau, băi, ia cuțitul de lângă Raluca, că dau o păpușă peste ochi. O iau, dragă Raluca. Mă duc la doamna Mihaela, la doamna meșter popular, mare meșter, meșterul nostru de astăzi. Doamna Mihaela, bună ziua. Bună ziua. Las microfonul. Bună ziua, bună ziua. Da, mai râdem, mai glumim, dar vreau să mai vorbesc cu dumneavoastră, pentru că îmi plac minunățile astea pe care le-ați realizat. Vreau să vorbim un picuț despre celebrul clop cu pană, cum să-i zicem exact, ca la... Clop cu pană, cu păun. Așa. Alții mai zic și cu struț, dar da. E clop cu pană, cu păun. Cu păun, bun. Cam câte bucăți de... pene intră la un asemenea aranjament. Păi ăsta care îl vedeți dumneavoastră e un clop cu 3 rânduri, da. Așa se spune. Este mai mult pentru ansambluri. Da. La noi se fac cu 4, cu 5 rânduri. Clopul cu păun normal îl purtau fișorii de gazde. Erau părinți care făceau sacrificii, vindeau o vacă, vindeau un bou, ceară o perece de cai pe vremuri ca să poată deci să-și... țineau oarecum și de mândria de fala familiei. Păi cu, și cât de... cu cât rândurile mai mult, eu cu atât ai fișorul mai bogat și mai fălos. Am înțeles. Ăsta, de exemplu, care l-aveți noastră în față, are între 150 până în 200 de pene. Depinde cât sunt penele de mari. Că sunt pene cu ociuri mai micuțe, sunt pene cu ociuri mai mari. Și am înțeles că s-a dezvoltat chiar o mică industrie în zonă, în sensul că există crescătorii de păun și că, mai sunt. Cresc sunt peste câțiva. Iarnă, primăvara, înainte de Paști, se taie cozile. Primăvara se tund, mai sunt, dacă păunii nu-s bine, să mai tunci și toamna, deci nu să smulg, să tund. Și așa, crești, deci ne purtăm urât cu... Penile cresc înapoi. Da. Și ăsta e... Asta e foarte bine. Da. La noi în zonă prea puțini mai sunt oameni care cresc păuni, pentru că sunt destul de pretențioși, mai ales pe perioada de iarnă. Feciorii sau păunii? Și una și alta. Doamnă, vă pune Valentina tot felul de întrebări aici și vă ține flămândă de la începutul emisiunii. Doamnă, eu nu pot să las. Ce om de ominie ești dumneata, ai venit să mă aduc să mă îndulcești? Am venit să vă îndulcesc puțin. Mulțumesc. V-am adus și dumneavoastră o bărcuță, se poate? Auziți, eu mă duc cu barca pe Someș, dar eu trebuie să mă duc la Năsău, trebuie să mă duc în sus și mai greu cu vâzlitul. Am înțeles, este perfect. Uitați, vă ofer această bărcuță și dumneavoastră. Să aveți și spor mai departe aici la munca dumneavoastră pe care să știți că am, că trebuie gătate și copiii ăștia trebuie să aibă haine de Paști cu ce să îmbrăca, pentru că la ăștia micuți, la cununa de pe Someș, junior, cum le spune domnul Adi, o să aibă, dacă ne ajută Dumnezeu, cu ajutorul Dumnezeu, de sărbătorile de Paște, costume făcute de mine.
Foarte frumos. Minunat. De altfel, eu mă îndrept către masa celorlalți invitați ai noștri, pentru că le-am adus farfurioare, le-am adus bărcuțe. Vă rog foarte mult, de data asta, să vedem ce fel de bărcuță vă alegeți dumneavoastră, să mergeți pe Someș acolo, sau cum o luați la noi, pe Dâmbovița. Știi că noi glumim, dar chiar există pe Someș și se face un sport foarte... Așa? Știu. Ia, vă rog frumos. Care mai mare? Să vedem dacă bărcuțele mele sunt la fel cum sunt bărcuțele pe Someș la dumneavoastră. Ia să vedem. Nu avem bărcuțe, dar cred că mă duc cu o bărcuță din asta acasă. Abia aștept, vă dau și la pachet să și stați liniștită. Deci sunt bune, nu? Iar spun, nu știți ce pierdeți. Exact. Iată o rețetă simplă, ieftină și de post, pe care orice gospodină o poate prepara imediat dacă are la îndemână numai câteva ingrediente. 250 de grame aluat foietaj de post, 200 grame rahat, 50 ml apă, 100 grame zahăr și zahăr pudră. Să aveți poftă! Oricine poate să gătească cum numai odinioară ieșeau bucatele. Totul e să ai cuptorul potrivit. Economic, consumă puțin și poate fi adaptat la aproape orice combustibil. Ușor de manevrat, nu ocupă mult loc și poate fi mutat mai la îndemână oricând. Ajută gustul să fie cel tradițional și când faci pâine, cozonat și plăcinte, și când rumenești o friptură, un pește, sarmale sau ciolan. E modern, echipat cu tehnologii noi, dar coace cum numai odinioară ieșeau bucatele. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon afișat pe ecran sau intrați pe adresa de web de mai jos. Așa, aproape pe negândite, ne apropiem cu pași repede de finalul emisiunii și aș vrea să spunem toate lucrurile pe care n-am apucat să le vorbim. Evident, n-o să avem vreme, însă mi-a spus câteva lucruri despre clopul ăsta. Da, am vrut să mai specific ceva în legătură cu... Noi avem aici o miniatură, un suvenir, cum ar veni, o copie după clopul celebru. Această pălărie cu păun care ne reprezintă pe noi, de pe Valea Someșului, un fost profesor de-a meu a Dăscăliței, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească. De la Iași. Da, ne-a explicat că se trage din antichitate, de la vechea gardă pretoriană, care avea pe creștetul capului penele de păun. Și normal, în timp, a trecut pe partea dreaptă, dar mai sunt ansambluri bucureștene care îl poartă și pe stânga. Total greșit chestia asta. Păi să le zicem vreo normal, două. Normal, pe dreapta se poartă pana de păun. Deci ăsta cum ar veni? El așa-i? Da. Așa e poziția corectă. Da. Am înțeles. Doamna Domnica... O să ne cântați, dar vreau să știu unde putem să vă vedem. În afară de faptul că vă mai vedem pe la emisiuni, că iată, astăzi sunteți împreună cu ansamblul cu Nuna Someșană, dumneavoastră activați și la... Da, de fapt eu sunt membră a ansamblului profesionist Dor Românesc de la Bistrița și mereu suntem împreună, ne puteți vedea în diferite locuri unde avem spectacole, filmări. Un ansamblu unde filmări, sunteți colegă cu Matilda Basta, da, cu unde dirijorul nostru este Ștefan Cigul, soliști avem începând cu Matilda Pascal Cojocărița, Alexandru Pugna, domnul Dordoi, Dordoi și Felix, Mirela Petruș, Anuța Motofelea, așa, în mare. Frumoși, oameni frumoși, parte dintre ei au și fost pe la emisiuni. De mare valoare și cu care noi, bineînțeles, că ne mândrim. Sigur, și noi ne mândrim cu dumneavoastră și ne mândrim cu faptul că astăzi am reușit să le arătăm oamenilor o parte din România asta frumoasă, pentru că, la urma urmei, dacă avem ceva ca zestre națională inconfundabilă, avem tezaurul ăsta folcloric, cu care chiar trebuie să ne mândrim. Și pentru că dumneavoastră sunteți o obișnuită a scenei și sunteți obișnuită cu aplauzele, dați-ne șansa să vă mai oferim o rundă de aplauze, dumneavoastră cântând. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnica Dăloga! La 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 la.
la 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 la. Frumoasă, vino și tu, Silviu, și veniți cu toții, dragii mei, pentru că vreau să rămânem pentru momentul de final așa amplasați, înconjurați de splendorile acestea de costume populare. Vreau să vă mulțumesc tuturor că ați fost astăzi în emisiunea noastră, ați fost minunați, ați realizat dumneavoastră prin talentul dumneavoastră și prin dăruirea cu care prezentați toate aceste minunății ale folclorului românesc, ați realizat un adevărat tablou veritabil, un tablou de Bistrița Năsăud. Vă mulțumim tare mult! Cu multă plăcere! Iată, Valentina, după cum observ și eu, pentru din da, ți-a crescut o pană de... Ca un respect, ca un respect vreau să spun, uite, mi-am pus această pălărie cu pană pe partea dreaptă, am fost atent la discuție, mi-am pus pana pe partea dreaptă, acum am învățat și eu, într-adevăr, cum se poartă cu adevărat această pălărie. După cum bine știți, dragi telespectatori, mie îmi plac foarte mult pălăriile, eu am colecție de pălării acasă, așa că știu să port pălăriile și mi-s mândru, așa cum se zice. Naie, da. Mult mai bine te aranjează pălăria decât șapcălia asta roșie. Nu, să știți că cu această pălărie câștig bani. Pentru că fac mâncare și oamenii sunt fericiți atunci când eu gătesc. De altfel, le și mulțumesc prietenilor noștri de la firma de catering Business Class, care ne asigură ingredientele pentru felurile noastre de mâncare din emisiune. Feluri de altfel de mâncare pe care le găsiți, le puteți vedea și pe site-ul emisiunii noastre www.naționaltv.ro/tradiții de la bunica. Minunat! Domnul Adrian, vă văd pregătit cu microfonul. Eu vreau să vă mulțumesc și la final, dacă vreți să le spuneți ceva oamenilor, celor care ne privesc. Mulțumesc domnului primar, consilierilor, celor care ne-au favorizat venirea aici la București. Mulțumesc, nu în ultimul rând, dansatorilor, cununei Someșene Junior,
tuturor invitațiilor noastre și dumneavoastră în special și domnului Naie. Vă mulțumesc tuturor că ne-ați fost astăzi alături. Să fiți oameni populari în continuare, să mâncați sănătos și să gătiți cu dragoste. Ne revedem, dragilor, și săptămâna viitoare. Până atunci, să ne fie bine tuturor. Și la finalul emisiunii noastre, un moment special, un moment coregrafic, un obicei de nuntă, domnul coregraf. De pe Valea Someșului. Păi hai să ne dăm la o parte și să-i lăsăm pe oameni să facă ce știu ei mai bine. Pe săptămâna viitoare de florii.